Uman este un loc aparte. În acest oraș din centrul Ucrainei, la nici 200 de kilometri de granița României, au venit anul acesta peste 30.000 de pelerini din toată lumea, inclusiv câteva mii chiar din Israel. De ce aici și nu la Ierusalim de anul nou evreiesc? Pentru că în Uman a murit rabinul Nachman de Breslov, cel care a impulsionat iudaismul ortodox sau hasidic, întemeiat chiar de străbunicul său. Acum pelerinajul de Rosh Hashanah la Uman are nenumărate semnificații aparte. Este inclusiv o sfidare la adresa rușilor, care acuză regimul de la Kiev de antisemitism, deși chiar președintele Zelenski este evreu. Yes, slava Ukraina, Ukraina good, Zelensky. When you realize that everything that happened in the small and the big, it's all by the hand of God. De teama unor posibile atacuri ale rușilor, autoritățile ucrainene și israeliene au avertizat credincioșii să nu facă pelerinajul la Uman, dar oamenii tot au venit. Israelul a trimis în ajutor polițiști ca să-i ajute pe colegilor ucraineni. Trecerea dintre anii 5783 și 5784, potrivit calendarului mozaic, mai vine cu un obicei. La Ierusalim se face un anumit ritual al luării biletelor de rugăciuni din zidul plângerii. Pentru credincioși sunt sacre și sunt tratate cu toată pioșenia și de acești lucrători. Mii și mii de gânduri, dorințe, speranțe așternute pe hârtie și puse printre rămășițele Marelui Templu din Antichitate sunt adunate și vor fi îngropate într-o slujbă specială pe Muntele Măslinilor de la Ierusalim. Rosh Hashanah ține 10 zile și se încheie cu marea sărbătoare Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul mozaic.